Așa cum v-am promis, ne-am întors într-un timp foarte scurt aici, lângă dumneavoastră. Suntem la Școală și Sănătate și dacă nu ați reușit din diverse motive să ne fiți în prima parte alături, vă spun că invitatul meu din această ediție este domnul profesor universitar dr. Florin Mitu. Este șeful clinicii de recuperare cardiovasculară din cadrul Spitalului de Recuperare din Iași. Iată, am discutat noi în prima parte despre bolile inimii, dacă fac casă bună cu COVID-ul, metaforic vorbim, pentru că nu e chiar așa. Din păcate, concluziile nu sunt foarte îmbucurătoare și am vorbit și despre ultima carte pe care ați lansat-o, Alcoolul și patologia medicală. De altfel, e foarte importantă, cred că atât pentru specialiști cât și pentru studenți, viitori medici și tot personalul cumva din zona medicală, nu doar pentru pacienți, că până la urmă ați muncit la acest documentar, l-aș numi eu, ceva timp, pe baza experienței pe care ați acumulat-o în timp. Așa este. E o carte utilă, cred că nu numai pentru medici, dar și pentru populație, pentru că orice persoană care dorește să afle mai multe lucruri despre riscurile consumului excesiv de alcool ar trebui să o citească. Vă spuneam și mai devreme, riscurile sunt mari pe diferite afecțiuni, de aceea în această carte am încercat să aducem informații utile din diferite puncte de vedere, din diferite specialități, de aceea este un colectiv interdisciplinar, pe lângă cardiologi, neurologi, diabetologi, medici de familie, psihiatri, chirurgi, deci foarte multe, e o camă largă, într-adevăr, anatomopatologi, foarte mulți colegi care au dorit să ne ajute cu o experiență și cu materiale utile pentru toți care citesc această carte. Și spuneam și mai devreme, această carte a pornit de la ideea informării atât colegilor noștri cât și a populației după mai multe cursuri care le-am avut pe această temă și, bineînțeles, de la cantitățile mici care pot fi protectoare, trebuie să fim foarte atenți la consumul zilnic și excesiv de alcool care poate să ne afecteze sănătatea în diferite moduri. Pentru că am promis că vom discuta despre elemente de noutate, mă gândeam acum dacă sunt cumva elemente de noutate în zona aceasta a recuperării cardiovasculare, poate chiar pe tratamente, pe aparatură, pentru că știu că mereu faceți investiții în zona aceasta, în cadrul spitalului. O să vă las pe dumneavoastră să ne povestiți. Da, recuperarea cardiovasculară și în această perioadă la noi a continuat. În perioada cel puțin mai critică, când a fost starea de urgență, atunci ne-a trebuit să ne mai limităm puțin activitatea, dar am avut-o tot timpul, să spunem, într-un flux continuu, chiar la o intensitate mai mică. Noi ne-am desfășurat activitatea având în vedere că suntem poate cel mai bun centru de recuperare cardiovasculară din România, atât în ceea ce privește dotarea, dar și personalul și experiența. Și știm de listele cele de așteptare. Avem mulți pacienți care sunt pe liste de așteptare și îi așteptăm cu drag în funcție de posibilitățile noastre, să spunem, din hoteliere, din spital, dar există o expertiză, o experiență foarte bună, avem o metodologie foarte bună și care este vizată nu numai de spital, dar am încercat să o implementăm și la nivel național, pentru că foarte mulți colegi din țară care încearcă în diferite centre să facă recuperare cardiovasculară știu de experiența bună pe care o avem și ne-au solicitat sprijinul. Avem colegi din țară care vin la pregătire la noi în clinică, tocmai pentru a învăța mai bine metodologia, tehnica recuperării și diferite proceduri care le facem. Această recuperare cardiovasculară pornește, desigur, de la evaluarea atentă a pacientului, atât clinică, dar și hemodinamică, prin testare de efort, prin evaluarea imagistică și pe baza acestor parametri stabilim cam ce tip de pacient este, cu ce risc este, cei cu risc scăzut, intermediar sau înalt. Și în funcție de acest risc, elaborăm diferite protocoale de recuperare cardiovasculară care sunt monitorizate atent la sălile de kinetoterapie. Sunt mai multe săli la noi în spital. Noi avem deja două săli, una la etajul 6, una la etajul 1, pentru pacienții din ambulator. Iar colegii noștri kinetoterapeuți urmează recomandările pe care medicii, să spunem, care se ocupă de aceste programe, le recomandă și ei au un anumit parametri care îi monitorizează.
Avem, cum vă spuneam, poate și la altă emisiune, o dotare excelentă, mai multe aparate care sunt cuplate la un computer și urmărim permanent mai mulți parametri în timpul programelor de recuperare cardiovasculară, cu programe personalizate, individualizate la fiecare pacient în funcție de acești parametri de care vă spuneam. Aceste programe care se desfășoară în general cam 7-10 zile, chiar 2 săptămâni, depinde de pacient, pot fi continuate ulterior și în ambulator. Pacienții revin la aceste, să spunem, evaluări periodic, la 3, la 6 luni, la un an, depinde de profilul pacientului și, bineînțeles, vedem dacă pacientul a câștigat, ce a câștigat și ce modificări apar în aceste programe de recuperare cardiovasculară. Nu înseamnă că fac numai activitate fizică, programele înseamnă și o educație a pacienților pe factorii de risc, pe modificarea chiar a medicației în funcție de anumiți parametri care constatăm, de anumite analize, pe o colaborare foarte bună cu psihiatru, cu psihologul, avem un psiholog în spital care ne ajută foarte mult, cu nutriționistul, care de asemenea este în echipa noastră, și cu toți colegii asistenți medicali care ne ajută în fiecare din procedurile care le efectuăm în clinică. Fizioterapeutul este de asemenea foarte important, pentru că de multe ori pacienții au nevoie și de alte intervenții pe diferite alte afecțiuni reumatologice și neuromusculare, de aceea este importantă această colaborare în echipă. Încercăm să dezvoltăm, poate și aceasta e și tendința modernă, și această telereabilitare, care înseamnă o evaluare și o monitorizare de la distanță a pacienților noștri. Vreau să vă spun că și în perioada pandemiei foarte mulți pacienți care nu s-au putut interna din diferite motive, inclusiv de teama de a se nu infecta în spital, ne-au sunat și telefonic, am încercat să-i ajutăm, desigur, în funcție de ce probleme au avut. Dar telemedicina a funcționat. Această telemedicină, da. Să știți că a intrat destul de mult în practică. Am fost obligați toți să folosim această comunicare la distanță, nu numai în cursurile care le-am avut cu studenții, în prezentările cu studenții, dar și în convorbirile cu pacienții și chiar în abordarea unor probleme de tratament de la distanță. Nu mai vorbesc de colaborarea cu confrați de-ai noștri pe anumite, să spunem, consulturi interclinice care au trebuit să le desfășurăm de multe ori de la distanță. Sigur că asta nu înseamnă că renunțăm la medicina clasică, dar probabil că în viitor se va dezvolta din ce în ce mai mult această telemedicină, telereabilitare, de care se vorbește foarte mult, pentru că aceasta este tehnologia nouă, acesta e viitorul, trebuie să ne adaptăm la aceste schimbări care au avut în tot ce înseamnă lumea medicală și nu numai lumea medicală, deci abordarea modernă pe inteligența artificială prin telemedicină va fi o necesitate și deja încep să apară foarte multe programe de acest fel și de aceea încercăm și noi să dezvoltăm și această direcție pe recuperarea cardiovasculară. Să țineți pasul cu tot ce e nou. Mă gândeam, în contextul acesta al COVID-ului, ați întâlnit pacienți cu simptome noi sau cu patologii noi? Poate deja lucrurile cred că încep să se contureze, dacă e să spun așa, pentru că noi știm din cărți simptomele tradiționale sau problemele tradiționale, dar probabil acum în contextul acesta sunt niște schimbări, sunt niște noutăți. Da, mulți pacienți care au trecut prin boală au rămas cu anumite simptome, cum le spunem. Sechelele. Starea de oboseală este poate cea mai frecventă senzație pe care au mulți pacienți care au trecut prin boală. Deci se simt mai obosiți decât înainte. Lipsa de aer chiar persistă după boală, uneori luni de zile. Și că gâfâie, nu? Dacă e să facă exact un pic de efort. Aceasta e dispnea, gâfâiala pe care o simt pacienții respectivi, lipsa de aer pe care o simt, mai ales dacă încep să facă un pic de efort. Pe de altă parte, foarte mulți au avut modificări tensionale în timpul acestei patologii, spuneam, fie de pusei de hipertensiune arterială sau scăderi tensiune, de aceea a trebuit ulterior să se interneze pentru a vedea exact ce modificare în schema de tratament trebuie abordată în funcție de boala respectivă. Tulburări electrolitice și nutriționale care sunt foarte frecvent întâlnite. Pentru că foarte mulți pacienți făceau tulburări ale potasiului, ale sodiului, tulburări care erau legate de modificări glicemice și atunci trebuiau mici modificări și în tratament și de aceste corectate, aceste carențe nutriționale.
tulburările de ritm și de conducere care puteau să apară la nivelul inimii, aceste tulburări de ritm care necesitau uneori tratament anticoagulant, de exemplu, în tratamentul fibrilației atriale este obligator tratamentul anticoagulant. Dar și în tratamentul pacienților care au avut COVID este obligator aproape la toți pacienții tratamentul anticoagulant și care trebuie continuat ulterior câteva luni în funcție de severitatea bolii. De aceea, mulți pacienți, după ce au trecut prin boală, acum se internează pentru recuperare post-COVID. Și noi am elaborat chiar și protocoale pe recuperare post-COVID în care abordăm și aceste lucruri particulare care nu erau înainte de pandemie și care sunt firești și care trebuie rezolvate la acești pacienți. Pacienții trebuie urmăriți ulterior și, bineînțeles, recomandăm și colegilor noștri medici de familie anumite elemente care să le urmărească la pacienții care au trecut prin boală și care ulterior trebuie să revină pentru a vedea dacă, într-adevăr, patologia s-a ameliorat. Noi la toți pacienții care au trecut prin boală și intră în program de recuperare le facem testare cardiopulmonară. Avem acest aparat. Cred că la început și la final, nu? Sigur cumva? Că da, pentru a vedea exact aceste modificări. Monitorizările Holter, ABPM, la toți pacienții aproape le facem. Tocmai surprinde aceste variații ale tensiunii arteriale și modificările pe electrocardiogramă și desigur abordăm toată medicația în funcție de toți acești parametri. Evaluarea imagistică e foarte importantă. Avem posibilitatea în spital să facem CT și evaluăm de multe ori pacienții și la distanță după boală pentru a vedea dacă au mai rămas cu sechele pulmonare, dacă au modificări la ecografia cardiacă, la ecografia abdominală sau la ecografia vasculară. Deci e foarte importantă această abordare pe diferite aspecte ale patologiei. Sunt rezultate vizibile înaintea internării sau înaintea începerii acestui program de reabilitare post-COVID și la finalul programului? Vreau să punctez faptul că e important ca în cazul în care ai trecut prin această boală să continui cumva să faci niște pași spre normalitate și spre o viață sănătoasă, pentru că mulți dintre noi am trecut prin boală, ne-am făcut bine, dar nu mai punem accent pe partea aceasta de recuperare. Da, e foarte important. De fapt, această modificare este evidentă pentru pacient. El vine cu o simptomatologie, de multe ori cu starea de oboseală, disnee și pleacă aproape fără aceste modificări. Sigur că el trebuie să continue programul care l-a învățat în spital și acasă, să continue aceste programe de exerciții, de respirație, exerciții de mobilitate, exercițiul la cicloergometru sau la bandă. Noi învățăm cum să-și monitorizeze toți acești parametri, frecvența cardiacă, tensiunea arterială și să revină ulterior pentru a vedea dacă mai modificăm ceva și din schema de tratament. Dar rezultatele sunt impresionante. Mi-amintesc de un pacient care a făcut o formă severă și care a avut șanse chiar foarte mici de supraviețuire și a reușit să treacă peste acea perioadă grea, a venit în program de recuperare și acum are o viață normală. Deci o evoluție excelentă. Și cam în cât timp a făcut acest program, a urmat acest program? Bolnavul a venit cam la o lună de zile după acea infecție și desigur a continuat cam vreo 3-4 săptămâni la noi, a stat ceva mai mult pentru că a fost o formă severă. Ulterior, după prima etapă de recuperare, a avut un câștig cam de 40% față de cum venise. Și ulterior, la a doua evaluare, după 6 luni de zile, evoluția a fost mult mai bună și a ajuns la capacitatea aproape optimă în funcție de vârsta dânsului și de parametrii anteriori. Deci se poate. Se poate. E clar, important să avem un pic ambiție, să fim perseverenți și absolut, să nu renunțăm. Și mișcarea să o facem zilnic, pentru că activitatea fizică, să știți că chiar și în perioada pandemiei foarte mult s-a oferit să o facă. Dar activitatea fizică regulată îți oferă și o protecție, pe de altă parte îți crește capacitatea de efort și în felul ăsta scade riscul de îmbolnăvire și de complicații, mai ales la cei care au trecut prin boală. De aceea și înainte, dar mai ales după, este important să facem activitate fizică regulată. Aceasta o facem fiecare după cum dorim, ce ne place, mers pe jos, alergare sau alte activități chiar gospodărești care le putem face în curte sau în gospodărie, dar trebuie să o facem, ne ajută foarte mult. Și la psihic, și la fizic, și per total. Mens sana in corpore sana. Da, așa e. Lăsând un pic deoparte acești pacienți cu COVID, e clar că primiți și pacienți cu probleme serioase pe partea de cardiologie.
poate chiar cu intervenții foarte dificile, foarte grele. Care mai sunt principalele afecțiuni cu care se prezintă în perioada aceasta pacienții? Deci, făcând excepție de acest COVID. Da, noi am avut colaborare și avem colaborare excelentă cu Institutul de Boli Cardiovasculare. Primim zilnic pacienți de la institut. Domnul profesor Tinică, cu dânsul avem o colaborare excelentă, pacienți și operați. Că, făcând o paranteză, abia așteptați Institutul Regional, care va fi, să sperăm spunem, să, în următorii ani. Sperăm să apară cât mai repede, cât mai repede și va fi util pentru, pentru întreaga populație din zona noastră. Deci vin pacienți care au trecut prin diferite intervenții chirurgicale pe inimă, fie că au avut bypass aortocoronarian, proteze pe inimă, terapii de revascularizare miocardică. Toți acești pacienți intră în programe de recuperare cardiovasculară precoce, chiar îi internăm după intervenție. Atunci, după intervenție, facem programe ușoare, dar ulterior pacienții revin pentru includere în programe de recuperare după 2-3 luni, prin care facem mult mai multe proceduri și inclusiv testarea cardiopulmonară. Pe de altă parte, pacienții care au avut un infarct miocardic, pacienții care au insuficiență cardiacă, este o nouă indicație de recuperare la acești pacienți. Pacienții care au diferite device-uri implantate, stimulatoare cardiace, acum se fac terapii de resincronizare, pacienții aceștia trebuie trimiși la recuperare că au beneficii excelente. Pacienții cu hipertensiune ușoară, moderată, pacienții cu boală arterială periferică sau boală venoasă. De asemenea, sunt pacienți care au rezultate la aceste programe de recuperare cardiovasculară. Cei care au alte afecțiuni cardiace, uneori chiar și înainte de transplant pot să intre în program de recuperare. Nu mai vorbesc după transplant. Din păcate, în România încă e un deziderat transplantul cardiac, dar în foarte multe țări, foarte mulți pacienți care au suferit de transplant cardiac intră în astfel de programe de recuperare cardiovasculară. Indicațiile recuperării s-au extins foarte mult în prezent. Sunt indicații de clasă 1A, cum spunem noi în medicină, adică recomandări ferme cu dovezi importante și obligatorii pentru medici. Iar în multe țări aceste programe de recuperare sunt finanțate de stat, inclusiv programele de fază 1, de fază 2 și de fază 3, finanțate pentru că toate societățile din Europa Occidentală doresc să, ca oamenii să înceapă să lucreze după astfel de evenimente, să-și reia activitatea atât profesională, socială sau comunitară. Deci să reintre într-o viață normală. Normală, da. Deci recuperarea înseamnă, de fapt, o ultimă verigă din acest lanț de tratament, de la medicul de familie, prin medicul specialist, prin medicul intervenționist sau chirurg și, desigur, în programul de recuperare. Este o verigă esențială și necesară în tratamentul oricărui pacient cu boală cardiovasculară și cei care nu intră în programe, desigur, din păcate, pot să repete evenimente, pot să aibă alte complicații și, desigur, calitatea vieții este cu totul altă. Mai vorbeam noi și în alte ediții în care ați fost prezent că această reabilitare salvează vieți. Așa îmi place să spun, pentru că e cumva mesajul cheie pe care aș putea să-l observ după ce am discutat și astăzi despre avantajele recuperării medicale și cât de important e ca noi să conștientizăm aceste avantaje. Da, urma să vă întreb și despre cauze. Poate ați mai observat câteva cauze care duc la apariția unor probleme cardiovasculare. Stresul, știu că la un moment dat vorbeam și despre stres. Suntem într-o perioadă, trăim niște vremuri mai dificile, poate cu mai multă presiune pe noi și pe fizic și pe psihic. E clar că poate să ducă și stresul la o problemă. Absolut. La inimă. Bine, stresul este mai greu de cuantificat, dar e clar că influențează patologia cardiovasculară. De fapt, în foarte multe cărți se menționează importanța tipului A de comportament și a tipului D de comportament. Tipul A este tipul mai energic, mai agresiv, care dorește să realizeze multe. Tipul de obicei omului cu foarte multe joburi, care face foarte mult, dar care are un risc de evenimente coronariene special și de patologie cerebrovasculară. Și tipul D, la care se adaugă și depresia în plus față de acest comportament agresiv, la care cu atât mai mult cresc evenimentele cardiovasculare. Pe lângă stres, desigur să nu uităm și poluarea care este un factor modern de risc, inclusiv pentru bolile cardiovasculare, de la poluarea ambientală la poluarea alimentară și la alte tipuri de poluare care influențează inclusiv
apariția bolilor cardiovasculare. Nu degeaba un mare profesor din Statele Unite, Salim Yusuf, după ce a observat tipul de alimentație din foarte multe țări geografice, din foarte multe zone geografice din lume, atât din țări din Asia, din Europa, din America, a spus foarte clar că și poluarea alimentară e un factor de risc cardiovascular. Depinde ce mâncăm, da? Cât de sunt poate de poluatele și alimentele respective. Pe lângă acești factori de risc mai noi... Și obezitatea, că până la urmă dacă e să consumăm numai fast food-uri sau mâncare care nu e în regulă, e clar că obezitatea care e legată de sedentarism de multe ori. Sedentarismul care favorizează obezitatea și care este legat și de această alimentație de tip fast food, care poate să ducă la apariția așa numitului sindrom metabolic, în care ai și diabet, ai și hipertensiune, ai și grăsimi multe, deci dislipidemie și cu un risc major de evenimente. Pe de altă parte, să nu uităm, se discută în prezent și de importanța somnului. Apropo de riscul cardiovascular, persoanele care dorm foarte puțin, câteva ore pe noapte, au un risc mult mai mare de evenimente decât persoanele care au un somn normal de 7-8 ore pe noapte, din care o oră măcar să fie sau chiar două înainte de miezul nopții. E acel somn odihnitor pe un teren care favorizează și odihnește creierul foarte mult și dă o stare de bine și o activitate, să spunem, profesională și familială foarte bună. Iată, alți factori de risc, se discută și de factorul genetic. Nu-l putem influența, dar există. Și trebuie cunoscut, cei care au în familie boli de inimă, cei care au boli metabolice, mai ales diabet, zaharat, sunt persoane cu un risc crescut. Și dacă mai își adaugă și din ceilalți factori de risc corectabil, adică fumat, dacă își adaugă obezitate, hipertensiune și diabet, iată că acești factori împreună duc la apariția evenimentului cardiovascular. De aceea se discută în prezent de riscul cardiovascular. Risc cardiovascular și sunt persoane care au puțin factor de risc, care au un risc la 60 de ani, de 40 de ani, dacă n-au factor de risc, dimpotrivă o persoană de 40 de ani cu mai mulți factori de risc, mare fumător, obez, hipertensiv, dislipidemic, diabetic, care are un risc, de fapt, de 60 de ani, așa numitul risc vascular. Da? Purtăm vârsta arterelor noastre, în final. Și de aceea e important să fim atenți și la acest risc vascular, pentru că dacă nu ne corectăm din factorii de risc, apar evenimentele. Așa e, ar trebui să fim atenți la tot ce se întâmplă cu noi și la cel mai mic semn să apelăm la un specialist. Mai avem foarte puțin timp la dispoziție. Voiam să vă întreb despre evenimentele din domeniu. Dacă se vor ține anul acesta sau aveți deja stabilite, poate spuneați de Congresul Național de Cardiologie. Da, și în acest an, ca și anul trecut, majoritatea evenimentelor sunt online. Deja au fost câteva manifestări. Noi am avut în urmă cu 2 luni congresul nostru al Spitalului Clinic de Recuperare din Iași. A fost de curând conferința de cardiologie, conferința de primăvară, tot online. Au fost mai multe congrese pe diabet, pe obezitate, tot online. Urmează peste o săptămână Congresul Național de Medicină Internă, tot online. De obicei era la Călimănești. Iar în toamnă va fi Congresul de Cardiologie, Congresul Român de Cardiologie, tot un an. Din păcate, și celelalte manifestări internaționale în această perioadă sunt tot în format online, așa că până când nu trecem cu bine de toată această perioadă, încă avem această desfășurare de evenimente în acest format virtual. Dar vreau să vă spun că activitatea medicală științifică nu a încetat absolut deloc în această perioadă. A fost o efervescență și de manifestări, chiar dacă ne-am văzut de la distanță prin acest sistem de teleconferință, de telemedicină. Noi am încercat să ne facem datoria și ca medici și ca oameni de știință și, bineînțeles, am colaborat cu foarte mulți colegi în spiritul și în dorința noastră de a ajuta pacienții noștri cât mai mult. E important că sunt aceste evenimente și că reușiți cumva să schimbați partea aceasta de experiență pe care o aveți. E importantă pentru toată lumea medicală. Foarte frumoase informațiile pe care ni le-ați transmis în această ediție. Sperăm să ne revedem sănătoși într-o altă ediție mulțumesc. Viitoare și cu bine și cu sănătate. Vă mulțumesc foarte mult și toate cele bune și telespectatorilor. Doamnelor și domnilor, eu vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Florina Stângaciu și vă dau întâlnire și miercurea viitoare de la aceeași oră. O seară frumoasă în continuare să aveți! Serviciile de înfrumusețare pentru prezentatoare au fost asigurate de Rain Salon. Vestimentația prezentatoarei a fost asigurată de Simoda by Simona Vasiliu.